În deschiderea taberei de vară a tineretului social-democrat Suceava, ce s-a desfășurat sâmbătă și duminică, Cătălin Nechifor, președintele Partidului Social-Democrat Suceava, a prezentat în câteva cuvinte tema taberei Victor Ponta 10 pentru România. Suntem singurul partid politic, singura organizație tineret care face o astfel de tabără pentru cei care sunt tineri, cei care sunt militanți. Și mă bucur pentru voi, în primul rând, pentru că aveți posibilitatea, ca timp de câteva zile, acum anul ăsta la Suceava, ani anteriori am făcut și la Gura Humorului și la Câmpul Moldovenesc, anul viitor înțeleg că mă face la Fădiceni. Deci încercăm să extindem zona de acoperire, ca și voi să aveți șansa să descoperiți județul mai bine. Dar în primul rând, misiunea pe care avem împreună este să vă cunoașteți mai bine, să ne cunoaștem mai bine, pentru că suntem partea unei echipe care nu foarte des avem șansa să ne vedem împreună, să participăm la acțiuni în astfel de format. Și evident, mai avem câteva oportunități în această perioadă, în aceste zile. În primul rând să vedem de ce ne-am adunat, pentru că anul acesta am decis un titlu provocător pentru tabăra voastră, Victor Ponta 10 pentru România. De ce 10? Pentru că odată câștigat un mandat de președinte, în mod clar avem șansa la un al doilea mandat. Mandatul este de 5 ani, așadar Victor Ponta poate fi președintele vostru și al nostru, al românilor. De acum, din 2014 până în 2024, sunt 10 ani pe care socialdemocrația trebuie să-i pună la bătaie pentru România, trebuie să-i facă bine pentru România, pentru că sunt convins că voi și noi și cei mai mici ca voi și părinții voștri avem cu toții idealuri, avem cu toții dorințe și sunt convins că noi putem să le punem în practică așa încât România, pe care o gândim împreună astăzi, pentru că avem și câteva ateliere, să arate așa cum vrem noi, să fie o România pentru toți, cu șanse egale, cu acces la educație, cu libertate, cu democrație, cu respect în lumea întreagă. Și vreau să vă spun că voi, cei din DSD, și noi, când am fost tineri la rândul nostru, avem acum, pentru prima oară, șansa să ne punem un președinte al României care vine din rândul nostru. Ovidiu Donțu, președintele partidului PSD la nivel de municipalitate, a vorbit în cadrul evenimentului despre tânărul proactiv, susținându-i totodată pe acei tineri care, în afară de studii, au un job de care se ocupă, o pasiune pe care o cultivă sau un partid politic în care s-au înscris. Despre tânărul proactiv aș dori eu să vorbesc astăzi. Tânărul proactiv poate să însemne tânărul care e la școală, urmează studii universitare, are un job, și pe lângă toate acestea are ori o pasiune, ori se implică în politică. Înțeleg că am în față tineri care au ales să se implice într-o formă sau alta în politică. În politică te poți implica ca și tânăr în zona de simpatie, să simpatizezi grupul de la școală, grupul de prieteni, să te îndemne. Hai la acest partid să participăm la acțiune politică. Sau poți să iei singur această decizie. Eu vreau să vă dau un reper și să vă îndemn să vă implicați mai mult în viața politică. În primul rând, de ce? Câți dintre voi sunt de acord și sunt mulțumiți de ceea ce văd la televizor, la talk show-urile politice? Mâna sus. Nu sunteți mulțumiți. Nici noi nu suntem mulțumiți. De asta am și intrat în politică. La vremea aceea noi eram mulțumiți. Acest lucru se poate realiza prin implicarea voastră, a tinerilor. Pentru că este extrem de important ca schimbările începute în societatea românească să aibă o finalitate și în modul de a face politică. Pentru că nici noi nu suntem mulțumiți de o ceartă aceea zilnică care este prezentată în spațiu public ca fiind politică. De asemenea, deputatul PSD Gavril Mârz a vorbit tinerilor socialdemocrați despre faptul că viața de politician nu înseamnă numai momente de satisfacție și bucurie, deoarece această meserie vine la pachet cu număr foarte mare de responsabilități. Sigur, unii dintre dumneavoastră sunt la prima întâlnire de acest gen. Unii o să considerați că acest moment este de răscruce și o să continuați activitatea politică. Poate că unii, domnule, mă retrag. Nu întotdeauna plac toate lucrurile cu care te izbești ca politician
în viață. Și sigur, eu aș spune că, ca unul din cei cu experiență în activitatea politică de după 90, poate cea mai îndelungată, un om politic are responsabilități, are momente de satisfacție, dar are și lucruri mai puțin plăcute și poate nevăzute de unii. Nu-ți mai aparții în totalitate, ești supus unor presiuni din partea opiniei publice, a celor din presă care, pe bună dreptate, îți aduc critici. Țineți cont că fiecare dintre noi are și familie, are și responsabilități familiale, dar trebuie ca cineva într-o națiune să-și asume responsabilități și riscuri pentru ca lucrurile să se schimbe în bine. Alexandru Solcan, președintele Organizației de Tineret Suceava, a declarat că scopul organizării acestei tabere a fost acela de a pregăti tineri implicați pentru orice tip de activitate politică, dar și pentru campania ce va avea loc în luna octombrie, insuflându-le totodată acestora dorința de a se implica în rezolvarea problemelor de orice tip existente la nivelul societății. Școala de pregătire politică are ca scop pregătirea tinerilor, în general, pentru orice activitate politică, pentru a fi educați în ceea ce înseamnă politica social-democrată, în special și pentru campania care urmează, dar e un bun prilej pentru a implica, pentru a-i pregăti social vorbind. Toate activitățile sunt de pregătite și gândite în așa fel încât, plecând din organizația de tineret, nu pleci cu ideea neapărat de a fi politician, ci de a fi mai implicat în comunitate. Și practic asta ne dorim, să îi pregătim, să îi antrenăm pe ideea de a se implica constant în comunitatea lui, indiferent de unde a fi, de la oraș, de la sat, de la comună, nu contează. Și ce costă mai exact activitățile despre care ați spus? Sunt diverse. În momentul de față, pentru tabăra politică, avem câteva workshop-uri bazate pe team building și pe creativitate, dar nu reprezintă ceea ce e acum, nu reprezintă activitatea organizației de tineret, pentru că facem orice, ceea ce înseamnă și activități de caritate, cultură, ne implicăm pentru tinerii din Suceava, cum au fost și cei cu skate, cu bike, când au fost prietenii din București de la WeTour. Deci nu e o nișă specifică, încercăm să găsim pe ce linie dorește tânărul să se implice și să-l ajutăm să promoveze activitatea respectivă. Întrebați de ce anume ar schimba în România, tinerii au oferit diferite răspunsuri, cele mai multe schimbări pe care aceștia le-ar realiza fiind în turism sau agricultură. Nu știu, în primul rând președintele și restul vom vedea ce va fi. Pentru un viitor mai bun? Pentru a contribui la un viitor mai bun. Pentru a ăștia, nu știu, grupul nostru se dezvolte, tineretul. Și ce ai schimbat tu la România? Ce ai schimbat? Conducerea. În afară de asta, eu știu, problemele, nu pot să-mi dau seama exact. În acest partid m-am înscris fiindcă vreau ca să fac la mine în zonă o organizație bună, să nu mai fi ce este acum pe timpul PDL-ului și vreau ca să atrag cât mai mulți tineri ca să-i avem de partea noastră și să luptăm acum pentru președintele Victor Ponta. Și ce ai schimbat în România în afară de președinte, pentru că ăsta a fost primul răspuns pe care l-am primit de la colegii tăi? Ce aș dori să schimb? Păi, să schimb, adică toți tinerii să avem drepturi, adică să avem un loc la nostru de muncă, să trăim cât mai bine, să nu fii ce acum pe timpul PDL-ului, că nu-mi place chiar deloc. Sunt împotriva lor total. Altceva, nu mă știu. Dar ce ai îmbunătățit, uite, spre exemplu, în educație? În educație? În educație, ce să schimb? Dar salariile n-au de nou.
Deci noi avem alinieri din astea europene, pe domenii care aduc accize în statului, pe un pachet de țigări, vreau să vă spun că 80% sunt accize pentru pachet de țigări. În România nu merge, asta cum să zic, turismul nu merge și avem locuri frumoase care ar trebui promovate. Și cum ai promovat tu turismul, spre exemplu? Am face niște organizații să vină lume, să vadă că totuși avem locuri frumoase, zone frumoase care nu sunt promovate deloc și să atragem mai mulți turiști și sunt convins că sunt dintre noi tineri care nu știm de acele lucruri care sunt frumoase. Să mergem să le vizităm și să atragem alți oameni din alte zone. Vreau să cunosc, să socializez cu oamenii mai mult. Și vreau să cunosc lumea. Cam atât. Și ce ai schimbat tu la România în momentul de față? Oamenii poate aș schimba să fii mai socialiști, mai creativi un pic, să fii... Asta aș schimba. Atât. Altceva n-aș schimba. O bună socializare, nu știu, experiența din politică și încercarea multor lucruri noi. Cam atât. Și ce crezi că ar trebui să se schimbe din punctul tău de vedere în România? Ca și domeniul aș propune agricultura, fapt pentru care am și discutat acum aici. Pentru că mi se pare cel mai important domeniu pe care s-ar putea baza omul și de rând și de un rang mai înalt. Și ce ai schimbat în agricultură? Ce ai face? Dacă pe viitor aș putea și m-aș gândi la un proiect european, susținere de fonduri europene, în favorul oamenilor și comunității în general. Pentru că agricultura, după părerea mea, este foarte de bază în ziua de astăzi și a fost dintotdeauna. Pe agricultura trebuie să ne axăm cel mai mult. Cu alte cuvinte, statul ar trebui să ajute mult mai mult acești. Am zis că, cu alte cuvinte, statul ar trebui să se implice mult mai mult în ceea ce înseamnă dezvoltarea pe partea de agricultură. Și pe agricultură și pe zonele defavorabile. Pentru că sunt și zone defavorabile și oamenii chiar au nevoie de ajutor. Și nu ar trebui uitate nici acele zone unde se ocupă oamenii cu creșterea animalelor, vânețe, pășune și alte, multe alte lucruri gospodărești. Și care este primul lucru pe care l-ai face tu ca să schimbi ceva? Nu știu, socializarea cu oamenii, aș încerca să le explic pe domeniu, așa cât sunt eu de pregătit și să le explic cam cum stau lucrurile și altceva. La nivel național, ai da vreo lege? Ce-ai face la nivel național? Deocamdată nu aș putea să zic de o lege, dar pe viitor aș, nu știu, ce să zic, la nivel național chiar nu am acum nicio idee. Tabăra de vară a Tineretului Social se află la a patra ediție, la eveniment fiind prezenți și directorul medical dr. Tiberius Brădățan, directorul AJOFM Mirela Domnicăi, președintele organizației de femei Oana Pintilei, deputatul Ioan Stan și senatorul Nicolae Bereanu.